să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești. Că a făcut biruință cu brațul său Domnul, călcat acum moartea premoarte, cel întâi născut din morți s-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit. Și a dat lumii mare milă. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Cel ce-ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, însuși aceste prin noastre ce s-au adus de robii tăi le binecuvintează, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, Tu mare, mila Ta, ne rugăm, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Că ne rugăm pentru roaba lui Dumnezeu, tânăra Andreea, adormită în Domnul, pomenită la 6 luni, și pentru ca să-i se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei unde toți dreptii se odinesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor ei, de la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluie, miluie! Dumnezeul Duhului și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit lumii viață în sus, Doamne, odihnește și sufletul adormitei roabe tale, Andreea, în loc luminat, în locul viață și verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice păcate, a săvârșit-o ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-o, Dumnezeu! Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, numai dreptatea Ta rămâne dreptate în veac și numai cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormitei roabei tale, Andreea, pacienta acestui spital, adormită în Domnul. Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul neadormitei roabe Tale, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Semnul învierii, al odihnei și al jertfei, să ridicăm coliva pentru fericită adormire, veșnică odihnă vă, Doamne, sufletului adormitei roabei tale, Andreea, cu tot neamul ei cel adormit, și-i fă-i, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și
și celor din morminte, viață dăruindu-le. Și Tu-i, Doamne, veșnică pomenire, Hristosă, învia din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruind. S-o ierte, cu drepții s-o numere, familia s-o întărească, s-o miluiască, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat, de acum și până Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu al sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție, Hristos, a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea cu cernice părinte, Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, cu rugăciunile Sfinților tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților ocrotitori acestei sunăcași, apostolul Filip și mare mucenic Dimitrie, împreună cu Sfinții mucenici din țara Sfântă, acolo Sfinte Moaște, se păstrează aici pe închinare și ocrotire, ale Sfântului Nectarie, vindecătorul de boli, ocrotitorul acestui institut, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, a cărui Sfântă Dumnezeiască liturghia în săvârșit, și pentru rugăciunile drepților Dumnezei și Părinței Maicii Domnului, Ioachim și Ana, și cu rugăciunile tuturor Sfinților, Domnul să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm în învierii Lui, celei de a treia zi, Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând
și celor nimănite, viață dăruindu-ne, Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-ne. Pentru căciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântlăcașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la construirea bisericii spitalului acestuia și să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru conducătorii, medicii, asistenții, ostenitori, îngrijitorii și pacienții acestui spital, pentru toți cei care sunt în suferință îndelungată, în operație, în comă, și pentru toți copiii bolnavi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe
preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pre Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui binecuvântat ești, Doamne. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, a cărei stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi, că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră de întrupat, Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbată ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pre moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pre.
iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Cel ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni obștești și împreună glăsuite, Cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuși acum împlinește cererile noastre cele de folos, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înviază Dumnezeu risipindu-se vrăjmașii Lui și fugind de la fața Lui cei ce-L răs pe dânsul, Hristos a ceara de la fața focului, Hristos a cei ce-ți cântăm, Aleluia.
și în Duh Sfinț se odinești și ție slavă, și întrei sfântă cântare înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. 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 Doamne, mântuiește-i pe cei binecredincioși. Și ne auzi pre noi și și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărde, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei și Patriarhul României, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pretot și aduți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în ele. Aduți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiște mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i, iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, și pentru ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pentru alții. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Tatăl nostru, Dumnezeul cel ceresc. Și a zice, Tatăl nostru care ne e
tuturora, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel grea. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, Dumnezeule, împreună cu preasfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Învredicește să ne împărtășim acum cu cet curat, cu cereștile și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte duhovnicești mese, spre lăsarea păcatului, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh. Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din Sfântul Tău locaș, de pe tronul slavă împărăției tale, Cel ce ești omniprezent. Și vino ca să ne sfințești, Cel ce cu Tatăl e șezător și aici închip tainic cu noi și ne învrednicește, prin mâna ta cea puternică, a nisitat nouă preacuratul Tău trup și sfântul Tău sânge și prin noi preoții la tot poporul Tău cel binecredincios. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților. Unul este Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, pentru să rostim împreună rugăciunea pentru Sfânta Împărtășire. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și îmi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină? Astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare înșelătoare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-vă secție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată, nici spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Să mă iertați, fraților, să ne iertăm unii pe alții. Dumnezeu să ne ierte, să ne binecuvinteze în vecii vecilor. Amin. Trupul lui Hristos primim și din izvorul cel fără de moarte gustăm. Aleluia.
din mormântul întunecat, azi Hristos a înviat, a înviat, a înviat. Lumea iar s-a luminat, a înviat. Și pe noi, Hristos.
înviat Hristos. Umple viața noastră, umple viața noastră, înviat Hristos. Slavă ție, Doamne, prea iubit Iisus, primăvară dulce, primăvară dulce, Tu ne-aduci de sus. Primăvară dulce, primăvară dulce, Tu ne-aduci de sus. Primăvară dulce, ne-a venit frumos să cântăm cu toții, să cântăm cu toții, am viat Hristos. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții, am viat Hristos. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții, am viat Hristos. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Sfințite Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Preacucernice Părinte și iubiți credincioși, Hristos a înviat! Suntem în Duminica a patra după Sfintele Paști. Dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns și această sfântă și binecuvântată zi. Duminică în care, în fiecare an, îl pomenim pe paraliticul de la Viteazda. Pentru că la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, am luat cu toți aminte că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 5, versetele 1 până la 15, în care ne este relatată minunea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a făcut-o la scăldătoarea Viteazda, de la intrarea în Ierusalim, de la poarta oilor, cu paraliticul bolnav de 38 de ani. Era sărbătoare, era sâmbătă. Mântuitorul Iisus Hristos, care n-a venit să strice legea, ci să o împlinească, suia, urca la Ierusalim spre a ajunge la templu. Și iată, Ierusalimul având 5 intrări, pe una din intrări, la poarta oilor, acolo, și poate fi vizitat până astăzi, era o scăldătoare. Acolo, cândva în Vechiul Testament, se săvârșeau spălări ritualice și erau pregătite animalele pentru jertfă. După aceea, acolo, această scăldătoare era un fel de, impropriu spus, baie publică sau ștrand. Însă lumea mergea acolo pentru că apa de acolo avea proprietăți deosebite. Și mai ales în unul din cele 5 pridvoare sau bazine, dacă vreți să spunem așa, iată, oamenii se tămăduiau. Când? Cum? Din vreme în vreme venea un înger și tulbura apa. Iar după tulburarea apei, cel care intra primul în scăldătoare, în bazin, se tămăduia, se vindeca de orice boală era cuprins. Și iată, Mântuitorul, doctorul trupurilor și al sufletelor noastre, intră acolo, în această scăldătoare, până să ajungă în Ierusalim la templu, pentru că El, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp, a doua persoană a Sfintei Treimi, știa că acolo este un bolnav slăbănoc de 38 de ani, care nu are pe nimeni,
și pe care El, iată, vrea să-L vindece și L-a vindecat, tăbânduindu-L pe El de toată boala trupească și mai ales sufletească. Este interesant și frumos dialogul dintre Mântuitorul și acest paralitic. Întrebându-L de câtă vreme este acolo, de 38 de ani, și spunându-I: de ce tu nu te-ai vindecat? Și răspunsul bolnavului a fost următorul: Doamne, nu am om, nu am cine să mă ducă imediat după tulburarea apei să fiu primul în scăldătoare, căci un altul o ia înaintea mea pe care are cine să-l ducă. Sau care poate se poate totuși deplasa singur, chiar bolnav fiind. Însă eu, în toată pustia aceasta mulțimii și împresurării omenești, n-am un om care să mă ducă și pe mine în scăldătoare. Și asta nu de ieri de azi, ci de 38 de ani. Și Mântuitorul, care ne-a spus că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui, iată, l-a vindecat, tămăduit și mântuit pe el. Foarte grăitor tot episodul și foarte elocventă sau semnificativă toată scena. Și noi suntem acum aici în Vitezda. Aici putem spune că suntem și la propriu și la figurat, fiindcă suntem în mijlocul unui spital. Și iată, vine Hristos aici în întâmpinarea noastră. La ceas de sărbătoare, în sfintele praznice și în dumnezeieștile sau binecuvântatele duminici. Și se întâlnește cu noi și ne tămăduiește pe noi, pe fiecare, la vremea potrivită, la plinirea vremii, la momentul cuvenit, de orice boală suntem noi cuprinși. Unii de 5 ani cuprinși, alții de 10, stăpâniți de orice alte neputințe sau boli, alții de 15, alții de 20 și așa mai departe. Și El, știindu-ne fiecăruia boala și neputința noastră, în Sfânta Liturghie, în Sfânta Împărtășanie, în Dumnezeiască Euharistie, vine întâlnindu-se cu noi în mod real și ne tămăduiește pe noi. Și mai mult decât atât, ne spune și nouă după aceea: ia-ți patul tău și du-te sănătos la casa ta, umblă sănătos la casa ta. Și apoi vine iarăși să vadă dacă noi ne întoarcem în biserică, unde este El și ne așteaptă și ne revede, ne reîntâlnește, ne reîntâlnim cu El. Și ne dezleagă pe noi de toată neputința sufletească, mai ales în Sfânta Taina Spovedaniei. Și ne avertizează să nu mai greșim, să nu mai păcătuim, ca să nu ne fie nouă și mai rău, ca să nu fie rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Așa s-a întâmplat și cu acest bolnav, așa se întâmplă și cu noi. A ieșit El vindecat și bucuros din scăldătoare și imediat l-au împresurat cei care până atunci nu l-au văzut, nu l-au recunoscut, nu l-au băgat în seamă și repede l-au întrebat, căci era zi de sâmbătă, cine a dat lui dreptul să ia patul să umble sâmbăta și să se vindece, să fie El sănătos și să poată umbla sâmbăta. Și El a spus: cel care m-a vindecat, acela mi-a zis, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Cine este acela? Nu știu. Dar după aceea, întâlnindu-L la templu, pe Mântuitorul, și reîntâlnindu-se cu ei, le-a spus: acela din templu, Iisus Hristos Domnul, care m-a vindecat pe mine, acela mi-a zis să merg sănătos la casa mea, dezlegându-mă pe mine de toată neputința. Deci, până la urmă, vindecatul a fost și un propovăduitor sau un mărturisitor care l-a recunoscut pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pe Mesia, și l-a propovăduit și l-a mărturisit și l-a apărat prin cuvântul său, înaintea celor care făceau rechizitoriu și care luau la întrebări: cine, unde și când te-a vindecat și cum umbli tu așa astăzi sâmbăta?
Acum în sinea noastră ne-am pune altă întrebare pe care probabil noi am fi adresat-o celor care ne-ar fi interpelat. Dar până acum unde ați fost de nu m-ați întrebat niciunul nimic? Nu m-ați întrebat de sănătate, nu mi-a zis, măi, necăjitule, amărâtule, tu de ce stai aici de atâta vreme? Tu chiar n-ai pe nimeni care să te introducă în scăldătoare ca să te vindeci. Vino să te ajut eu, haide să te duc eu, hai să vedem când va fi tulburarea apei și stau eu lângă tine și după aceea te duc imediat. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului tău. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați Împăratului nostru, cântați. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Înțelepciune din faptele Sfinților Apostoli citire. Să luăm aminte. În zilele acelea, Petru, trecând pe la toți, a coborât și la sfinții care locuiau în Lida. Și acolo a găsit pe un om anume Nea, care de 8 ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Și Petru i-a zis, Nea, te vindecă pe tine, Iisus Hristos. Ridică-te și strânge-ți patul. Și el îndată s-a ridicat. Și l-au văzut toți cei ce locuiau în Lida și în Saron, care s-au și întors la Domnul. Iar în Iope era o uceniță cu numele Tabita, care tălcuindu-se se spuse, zice că prioară. Aceasta era plină de fapte bune și de milostenile pe care le făcea. Și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit. Și scăldând-o au pus-o în camera de sus. Și fiind aproape Lida de Iope, ucenici auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbați la el rugându-l, nu pregeta să vii până la noi. Și Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele, plângând și arătând cămășile și hainele câte le făcea căprioara, pe când era ea sănătoasă cu ele. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat, și întorcându-se către trup a zis, Tabita, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și văzând pe Petru așezut. Și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și chemând-o pe sfinți și pe văduve, le-a dat-o lor vie. Și s-a făcut cunoscut aceasta în întreaga Iope. Și mulți au crezut în Domnul. Pace ție, frate cititorule, și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat pe smerenia mea. Aleluia! Înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pritvoare. În aceste pritvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, paralitici, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voie să te faci sănătos? Răspunsa lui bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa, așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este iertat să-ți iei patul. El le-a răspuns: cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia-ți patul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia-ți patul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era acolo în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este
care l-a făcut pe el sănătos. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește pe noi, Dumnezeule, pe mare mila ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul României, pentru frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconomonahi și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și statelor, și pentru armata cei viitoare de Hristos, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiți și de-a purul pomeniți ctitori și binefăcători acestui slăcaș, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept măritori creștini care odihnesc în acest oraș și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor Dumnezeu, preoți, slujitori, închinători, credincioși, ctitori și binefăcători acestui sfânt lăcaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la construirea bisericii spitalului acestuia, să fie duse fără împiedicare la bun sfârșit, cu harul, cu lucrarea Preasfântului Duh. Încă ne rugăm și pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii ei, pentru toți lucrătorii și ziditorii care susținesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ocrotirea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru conducătorii, medicii, asistenți, sostenitorii, îngrijitorii și pacienții acestui spital. Încă ne rugăm
pentru toți bolnavii de aici, de pretutindeni, contenește-le boala, ușurează-le suferința și toată neputința, încetează răceala, potolește-le fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, iar pe cei sănătoși cu înțelepciune ocrotește, te rugăm, Doamne, cu milostivire, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine această sfântă biserică, pentru cei ce sostene slujind-o și îngrijind-o, pentru cei ce cântă, pentru poporul care străinte și așteaptă de la Tine, Doamne, mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iar și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osând înaintea Sfântului Tău altar. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor și nouă să slujim ție totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă, să ne împărtășim cu Sfintele Tale taine, cu trupul și sângele Tău și să ne învrednicim de cerească Ta împărăție. Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru Sfinții Îngeri. Dar totuși, pentru iubirea Ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare în firea dumnezească, Te-ai întrupat și Te-ai făcut om și arhiereul nostru Te-ai făcut și ca un stăpân al toate Mi-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și pământești, Cel ce Te porți pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și întru sfinți Se odihnești. Deci pe Tine Te rugăm, Cel ce singurul ești bun și binevoitor, caută spre noi păcătoși și nevrednici de rog și ne curățește sufletele și inimile cuge de viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, ca să stau înaintea acestui jertfelnic, înaintea Sfintei Tale mese, și să aduc jertfă Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine venim cu toții, plecându-ne grumajii noștri, și ne rugăm Ție să nu întorci fața Ta de la noi, iar pe mine să nu mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău slujitor,
că Tu ești Cel ce aduci prin mine jertfa și Cel ce te aduci pe Tine însuși jertfă, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care cu taină pe heruvim închipuim și Făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească de acum să o lepădăm, ca să primim pe Împăratul tuturor, pe Cel Înconjurat, în chip nevăzut de oștile îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia! Tămâie cu bun miros îți aducem Ție, Hristoase Dumnezeul, pe care primești în Sfântul Tău jertfelnic și trimite în nouă harul Preasfântului Duh. Mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu prin moarte te-ai pogărât. În rai cu tâlharul și pe tronul Dumnezeirii, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt fiind în același timp, omniprezent, toate umplându-le cu Dumnezeirea Ta, Cel ce ești necuprins. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului, unuia celui fără de păcat, crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea Ta o lăudăm și o mărim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată prin cruce bucurie la toată lumea a făcut. Totdeauna binecuvântăm pe Domnul, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi pe pământ ne îmbrănicește cu inimă curată să Te slăvim. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat și nouă ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm învierii Lui cele de a treia zi. O Paștile cele mari și preasfințite, o cuvântul și puterea Lui Dumnezeu, dă-ne nouă, Stăpâne, să ne împărtășim cu Tine mai adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției Tale. Iertați-mă, fraților, Dumnezeu să vă ierte și pe voi să vă binecuvinteze, sănătate, mântuire și ajutor să vă dăruiască. Toată grija cea lumească de acum să o lepădăm, ridicați mâinile voastre la cele sfinte, preanunțați pe Domnul.
pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul României, Domnul Dumnezeu să-l pomenească pentru împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de aici și de pretutindeni, pe conducătorii și armata țării, Domnul Dumnezeu să-i pomenească pentru împărăția sa. Amin. Pe frații noștri preoți, ieromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahi, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Hristos, Paștile cele nouă, jertfa cea vie, jertfită mielușelului Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Luminează-te, luminează-te, Domnule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te pentru învierea celui născut al tău. Bucură-te, Fecioară! Hristos a înviat! Bucură-te! Bucură-te, binecuvântată, bucură-te, preamărită, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, Domnule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o învierea celui născut al tău. O Dumnezeiescul, o iubitul, o prea dulcele tău glas, căci cu noi ai făgăduit să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului, Hristoase, pe care întărire de nădejde avându-l credincioși ne bucură. Și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! E prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înalță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru, Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru, Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru, înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și
vă închinați așternutului picioarelor lui, că sfânt este. Cu trupul adormit ca un muritor, împărate și Doamne, a treia zi ai înviat pe Adam din stricăciune, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venit a Domnul, cel iubitor de oameni și prea îndurat, la scăldătoarea oilor ca să vindece bolile, și a aflat un om zăcând de mulți ani și a grăit către dânsul, ridică sfatul tău și mergi pe căile cele drepte. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăuda spre Domnul din ceruri, lăudați pe El. Dumnezeule, lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați pe El toate puterile Lui, ție se cuvine cântare Dumnezeule, ca să facă într-o dânsi judecată scrisă, slava aceasta este tuturor cuvioșilor Lui. Veniți toate neamurile, cunoașteți puterea tainei celei înfricoșate, că Hristos Mântuitorul nostru, cuvântul cel ce era într-o început, s-a răstignit pentru noi și de voie s-a îngropat și a înviat din morți ca să mântuiască toate acestuia să ne închinăm. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Spus au toate minunile străjerii Tăi, Doamne, dar soborul deșertăciunii, umplând de darul mâna lor, socotea că vor ascunde învierea Ta, pe care lumea o mărește. Lăudați pe El într-o puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. De bucurie toate s-au umplut, luând dovedirea învierii, că Maria Magdalena la groapă a venit și
lăudați pe El în glas de trâmbiță, lăudați-i pe El în sabire și-n alăută. Într-o lumina ta, Stăpâne, vom vedea lumină, iubitorule de oameni, că ai înviat din morți mântuire neamului omenesc dăruit, ca să te preamărească toată făptura. Slavă-ți!
Slavă ție celui ce ne-ai arătat lumina, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm uneție, te slăvim pe tine, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a toților, Doamne Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul Dumnezeu, Fiul Tatălui Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel la ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunile noastre, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești Unul Sfânt, Tu ești Unul Domn, Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele bine te vom cuvânta și vom lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc spre Tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Sfânta și dumnezeiască liturghie, să ne bucurăm de Domnul. Hristos a înviat! Vremea este în care Domnul lucrează. Binecuvintează-ne, Stăpâne, Doamne! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dă ruine dule. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte și celor din morminte viață dăruine dule. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte și celor din morminte viață dăruindu-ne. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru
pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale, mironosițele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, au plâns. Iar îngerul către dânsele a vrăit zicând, pentru ce socotiți pe cel viu cu cei morți? Căci ca un Dumnezeu a înviat din mormânt. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, închinăm une Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfintei trăim într-o ființă, cu serafimii zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Predătătorul de viață, născându-l Fecioară, de păcat pe Adam n-a izbăvit, și bucurie vei în locul întristării ai dăruit. Iar pe cei căzuți din viață i-a îndreptat la aceiași, cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu și om. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, Dumnezeule, aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții, pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o dăm. Ție, Doamne, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spământând cu vederea, liniștind cu graiurile, Îngerul cel strălucitor a zis mironosiților, pentru ce căutați pe cel viu în mormânt, sculatul s-a deșertând mormintele? Cunoașteți pe cel neschimbat, că schimbător al stricăciunii. Ziceți lui Dumnezeu, cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale, că ai mântuit neamul omenesc. Robia Sionului, Tu ai scos din Babilon și pe mine din patim la viață mă ridică cuvântule. Cei ce seamănă în austru cu lacrimi dumnezeiești, se cera vor spice de viață veșnică într-o bucurie. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prin Sfântul Duh, toată bună dăruirea, ca și prin Tatăl și prin Fiul împreună,
lumină strălucește, întru care toate viază și se mișcă. De n-ar zidi Domnul casa faptelor bune, în zadar ne-am ostenit, dar păzindu-ne sufletul, nimeni nu va prăda cetatea noastră. Ca o roadă a pântecelui, prin Duhul fi se fac ție Hristoase, ca și Tatălui Sfinții pururea. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În Duhul Sfânt se vede toată sfințenia, înțelepciunea că dă ființă la toată făptura, acestuia să-i slujim, ca și Tatălui și Cuvântului, că Dumnezeu este. Cei ce se tem de Domnul, fericiți vor umbla pe cărările poruncilor, că-și vor mânca toată roada cea de viață. Veselește-te, păstorul turmei, împrejurul mesei tale, văzând pe fiii tăi, purtând stâlpări de fapte bune. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În Duhul Sfânt este toată bogăția slavei, din care este darul și viața la toată copilirea. Călăudat este cu Tatăl și cu Cuvântul. Înțelepciune să luăm aminte. Spuneți într-un neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Cântați Domnului cântare nouă. Spuneți într-un neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Spuneți într-un neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și pentru Sfinți se odihnești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată suflarea să laude pre Domnul. Toată suflarea să laude pre Domnul. Suflarea toată și toată făptura să laude Sfânt numele Domnului pre Domnul. Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie,
pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, sculându-se Petru, a alergat la mormânt și aplecându-se, a văzut giurgiile singure zăcând și s-a dus acasă mirându-se în sine de cele întâmplate. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau în aceeași zi la un sat departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau ei și căutau lămuriri despre răstignirea Domnului, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Apoi El i-a întrebat, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și de ce sunteți triști? Și răspunzând, unul al cărui nume era Cleopa, a zis către El, tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile? Și el i-a întrebat, care? Iar ei i-au răspuns, cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Cum l-au dat arhiereii și căpetenile noastre la o sândă de moarte și l-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Ba ne-au mai înspăimântat și niște femei din ale noastre care au fost dizi de dimineață la mormânt și negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că El este viu. Și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci el a zis către ei, o nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii, nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tărcuit lor din toate scripturile, locurile care erau despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei l-au rugat stăruitor zicând, rămâi cu noi căci este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat ca să rămână cu dânsii. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat-o și frângând le-a dat lor. Atunci i s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsi. Iar ei au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tălcuia Scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de el la frângerea pâinii. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Învierea lui Hristos văzând să ne îngrijim,
închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat, crucii tale ne închinăm Hristoase și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântăm pe Domnul, laudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește între cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Încurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău jertfă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh pentru rugăciunile Sfinților Apostol milostive. Curățește mulțimea păcatelor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește fără de legile noastre. Înviind Iisus din mormânt,
și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat Dumnezeule împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, ziua învierii popoare să ne luminăm, pașile Domnului, pașile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-i cântăm cântare de biruință. Hristos a înviat. Veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din mormântul Hristos, care a izvorât din izvorul nestricăciunii, întru care ne întărim. Hristos a înviat din morți, la dumnezeiasca strajă de Dumnezeu grăitorul avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit cu mare glas. Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca un atotputernic. Hristos a înviat din morți. Să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de mir cântare să aducem săvânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății, tuturor viață de răsărit. Urâtu-te-ai întru cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care țineau pe cele gasistoase. Și a treia zi, ca și Iona din chip, ai înviat din mormânt. Sinaxar, în duminica a patra după Paști, a Slăbănogului. În această zi, duminica a patra după Paști, facem pomenirea Slăbănogului și prăznuim minunea vindecării lui făcută de Domnul. Cu îndurarea ta cea nesfârșită, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Ce a izbăvit pe tineri din cuptor făcându-se om, pătimește ca un muritor și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă cu podoaba nestricăciunii. Cel ce este singur binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit. Această vestită și sfântă zi, una a zâmbetelor, împărăteasă și Doamnă, al praznicelor praznic și sărbătoare a sărbătorilor, este întru care binecuvântăm pe Hristos, pe născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstindu-o să o mărim. Îngerul a strigat cele pline de har, dar bucură-te, Fecioară,
Bucură-te și iară zi, bucură-te că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o înviere a celui născut al tău. Mărește sufletul al meu pe Cel ce-a înviat a treia zi din mormânt, pe Hristos, Dătătorul de viață. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o înviere a celui născut. Amin. Pe fericit în tu adormire, Patriarh ai României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teotist, și pe toți mitropoliții țării românești, cu tot neamul orice a dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și de-a purul pomeniți ctitori și binefăcători acestui slăcaș, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, jertfiți pe câmpile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care au fost aduse, vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, fii și fiice, soți și soții, prieteni și cunoscuți, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Amin. Pe conducătorii, medicii, asistenții, ostenitori, îngrijitorii și pacienții acestui spital, pe toți bolnavii de aici și de pretutindeni, pe toți cei care se află în suferință îndelungată, în operație, în comă, pe toți copiii bolnavi, pe toți cei care sunt în orice fel de nevoie, necaz și strâmtorare, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Pe cei care ajută la construirea bisericii spitalului acestuia, pe fiecare după al său nume, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, care luați parte la această sfântă și dumnezeiască liturghie, pe fiecare după al vostru nume și a voastră trebuință, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și preoția noastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu bun chip de pe nebun și pe
Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu intră, se roagă în ea Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, pașnică și fără de păcat de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace în lume, de la Domnul să cerem. În pace și în pocăință o petrece, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Sfârșit creștineți vieții noastre, fără durere neînfruntat și fără de rușine, în pace și răspuns bun, la dreapta judecată a lui Hristos, să cerem. Da, Doamne! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, Dumnezeule, împreună cu preasfântul și bunul și de viață băgătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Hristos în mijlocul nostru, este și va fi. Cu înțelepciune, la mărturisirea credinței să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut,
care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină în slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și tu, Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta jertfă, în pace să o aduce. Dragostea lui Dumnezeu și Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus să avem inimile. Ție. Pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție a-ți mulțumi, ție a ne închina în tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, ești nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, tu și unul născut, Fiul tău și Duhul tău ce sunt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi, iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat, pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unuia născut Fiului tău, Domnului Hristos, și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știi și pe care nu le știi, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru această liturghie pe care binevoită o primi din mâinile noastre nevrednice, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând. Cântarea de biruință, cântând strigând, glas înălțând și grăind. Și
Sfinte și preasfânte, Tu și unul cu Fiul Tău și Duhul Tău ce Sfânt, Sfânte și preasfânte, și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul cu Fiul Tău, pe Domnul Hristos L-ai dat ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta, venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai bine zis, când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, El, Hristosul Domnului, luăm pâinea cu sfintele și preacuratele și fără de prihană mâinile sale, mulțumim și binecuvântând, sfințind și îi frângând, a dat sfinților Săi, ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și poftirul după cină zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al noului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Acum ne aducem aminte, așadar, de această poruncă mântuitoare de a săvârși Sfânta Liturghie și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, ne amintim de crucea Domnului, de mormântul Lui, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta Tatălui și cea de-a doua slăvită, iarăși venirea lui Hristos în lume la sfârșitul veacurilor. Ale Tale sunt și din ale Tale Ție ți-aducem acum de toate și Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, milostivi nouă păcătoșilor și ne miluiește. Dumnezeule, iartă-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Doamne, Cel ce te miști pe preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea Sfinților Tăi Apostoli, pe acesta te rugăm să nu le de la noi, ci să le noiești între noi care ne rugăm Ție. Inimă curată, zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De asemenea, aducem ți acum această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm. Și cu câtă umilință avem acum, la Tine cădem și Te rugăm, trimite-L acum pe Duhul Tău ce Sfânt, peste noi toți și peste aceste daruri
ce sunt puse înainte. Și fă așadar pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le pe ele cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. 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 Împărtășirea cu Sfântul Teodor, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne rugăm acum această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, puznici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință, dar mai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara, Maria. Aleluia!
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Iată ne apropiem de Sfânta Împărtășanie și împărtășindu-ne, Doamne, să nu ne arzi că Tu ești foc care arzi pe cei nevrednici, ci ne curățește pe noi de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Amin. Trupului Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Fără de
Hristos a răsărit și tuturor viață le-a dat de prisosit. Trupul lui Hristos Sângele Hristosului Tău pentru rugăciune tuturor Sfinților Tăi. Amin. Aleluia. 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 Mulțumim ție, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, că ne-am împărtășit cu trupul și sângele Tău. Mulțumim că am luat parte la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, să ne fie nouă spre iertarea păcatelor, spre sănătate și spre viața cea de veci. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Hristos a înviat din morți, cu moartea premar de călcând, și celor din morminte viață dăruie, Doamne, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi, ca ne împărtășim cu sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine, întărește-ne pe noi, pentru sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aleluia, aleluia, aleluia. Și cu cernici primind dumnezeieștile, sfintele preacuratele, cereștile, nemuritoarele, de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, pașnică și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiasca liturghie s-a săvârșit, cu pace să ieșim. Într-o numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce dăndăjuiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale, o păzește
Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, pe toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus sunt. Slavă Sfintei și cele de ființă și de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând și celor din Oh.
cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni buni. Hristos s-a înviat. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce n-a statul meu. Cu glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Mă voi teme de mii de popoare care îmi te jură împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă grăimășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu înțina Ta să mă cerți. Înțegețile Tale s-au umplit în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în masele mele de la fața păcatelor mele. Păcările de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată peste mine. În cuțitul Său și-au putrezit rănile mele de la fața nebuniei mele. Chinuindu-mă și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mă plinindu-mă în brav. Cășarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-a smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsindu-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Căspre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au simțit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pură. Că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut desde dimineața, necesitatea de Tine sufletul meu, suspinatea după Tine trupul meu. În pământ pustiu și ne-am umblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele... Buzele mele te vor lăuda, așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașterutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul de aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, dase vor mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat în cei morți slobod. Ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște în întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțându-mă, m-am smerit și m-am gândit. Peste mine au venit mâinile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticălușiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umble de bunătăți dorirea Ta. Înnoiți se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât de mare, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la abusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adușu-se aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Măgnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de mult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întind am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetușat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu.
Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, fă la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta, scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăzesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău ce bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Vine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Nu voi muri, ci voi zice și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Piatra pe care n-au băgat în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-un ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul, călcat acum moartea pre moarte, cel întâi născut din mor s-a făcut. Din pântecele iadului ne-a mântuit pre noi și a dat lumii mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul, călcat acum moartea pre moarte, cel întâi născut din mor s-a făcut. Din pântecele iadului ne-a mântuit pre noi și a dat lumii mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău și Dumnezeul nostru, prin cruce luând patimă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni. Hristos din morți a înviat, începătura celor adormiți, cel mai întâi născut decât zidirea și făcătorul tuturor celor făcute, firea cea stricată a neamului nostru, într-o sine și-o a înnoit. Nu vei mai stăpâni de acum moarte, că stăpânul tuturor puterea ta o a stricat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu trupul moartea gustând, Doamne, amărăciunea morții o ai tăiat cu învierea ta.
om împotriva ei l-ai întărit, blestemului celui de demult, biruință chemând. Apărătorul vieții noastre, Doamne, slavă ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De frumusețea fecioriei tale și de prea luminată curăția ta, Gabriel mirându-se a strigat ție, născătoare de Dumnezeu, ce laudă vrednică voi aduce ție, sau ce te voi numi pe tine, nu mă pricep și mă minunez. Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit stricție, bucură-te ceea ce ești cu darul dăruită. De neschimbarea dumnezeirii tale și de patima ta cea de voie, Doamne, întru sine spăimântându-se, iadul s-a tânguit, mă cutremur de ipostasul cel nestricat al trupului. Văd pe cel nevăzut în taină, luptându-se cu mine. Pentru aceasta și acei pe care îi ți strigă, slavă Hristoase, învierii tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răstignirea cea necuprinsă cu mintea și învierea cea netâlcuită, taina cea negrăită, o teologisim credincioșii, că astăzi moartea și iadul s-au prădat, și neamul omenesc într-o zi nestricăciune s-a îmbrăcat. Pentru aceasta cu mulțumire strigăm ție, slavă Hristoase, învierii tale! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pre cel necuprins cu mintea și nescris împrejur, pe cel de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, în pântecele tău tainic l-ai încăput, Maica lui Dumnezeu, una și neamestecată lucrare a treimii am cunoscut prin nașterea ta. În lumea se slăvi, pentru aceasta și cu mulțumire strigă ție, bucură-te cea cu darul dăruită. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Soborul îngeresc s-a mirat văzându-te între cei morți socotit fiind, și puterea morții Mântuitorule surpând, și împreună cu tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți năbozindu-i. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale, pentru ce miruri prin milostivire amestecați cu lacrimi o ucenițelor. Îngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis mironosițelor, vedeți voi groapa și înțelegeți că Mântuitorul
noi îndreptările tale. Poartă de dimineață, mironosițele femei au alergat la groapa ta tâmbuindu-se, dar înaintea lor a stat îngerul și a zis: vremea tâmbuirii a încetat, nu mai plâng.